Doctorul, au mă doare. Câinele Ava caută pescarul. Ce-i de făcut? Întrebă Chica. Trebuie negreșit să-l găsim pe pescar. Penta plânge într-una, nu mai mănâncă, nu mai bea. E tare amărât fără tatăl lui. Dar cum să-l găsim? Întrebă trage-mpinge. Nici vulturii n-au fost în stare să dea de el. Înseamnă că nimeni nu o să-l găsească. Nu-i adevărat, zise Ava. E drept că vulturii sunt păsări înțelepte și au ochi foarte ageri, dar numai un câine e în stare să caute un om. Dacă vreți să găsiți un om, rugați un câine și o să-l găsească fără doar și poate. De ce e nedrept să sești pe vulturi? Zise groh-groh către Ava. Crezi că lor le-a fost ușor să dea roată pământului într-o singură zi să cerceteze toți munții, toate pădurile și câmpiile? Tu ai stat tolănit pe nisip ca un trântor pe când ei au asudat din greu căutându-l. Cum îndrăznești să mă faci trântor? Se mânia Ava. Tu știi că dacă vreau în 3 zile îl găsesc pe pescar? Foarte bine, găsește-l, zise groh-groh. De ce nu-l găsești? Găsește-l, dar nu o să găsești pe nimeni, nu mai laudai de tine. Și groh-groh începu să râdă. Va să zic că după părerea ta eu sunt un lăudăros? Strigă Ava supărat. Bine, o să vedem noi. Zicând acestea, dădu fuga la doctor. Doctore, spuse el, roagă-l pe Penta să-mi dea un lucru de orice fel pe care tatălui l-a ținut în mână. Doctorul întreabă pe băiețel. Nu cumva vreun lucru pe care tatăl tău l-a ținut în mână? Uite asta, zise băiatul scoțând din buzunar o batistă roșie. Câinele se apropie de batistă. Și începu să o adulmece cu nesaț. Miroase a tutun și a scrumbie, zise el. Tatălui fuma pipă și mânca scrumbii olandeze din cele mai bune. Asta e de ajuns. Doctore, spune-i băiatului că nu o să treacă nici 3 zile și o să-i găsesc tatăl. Acum o să mă sui pe dealul cel înalt. Dar s-a făcut noapte, zise doctorul. Nu-l poți căuta pentru întuneric. N-are nimic, zise câinele. Îi cunosc mirosul și asta mi-e de ajuns. Pot să adulmec și pentru întuneric. Câinele urcă de grabă pe dealul cel înalt. Astăzi vântul bate dinspre nord, grăi el. Ia să vedem ce miroase. Zăpadă. Șubă udă. Încă o șubă udă. Lupi. Foci? Pui de lup? Fum? Mesteacăn. Tu simți într-adevăr toate aceste mirosuri într-un simplu vânticel? Întrebă doctorul. De bună seamă, răspunse Ava. Toți câinii au un nas nemaipomenit. Orice cățeluș simte mirosuri pe care voi oamenii nu o să le puteți simți vreodată. Câinele începu iarăși să miroasă. Multă vreme nu scoase niciun cuvânt. În sfârșit spuse. Urși albi, reni, ciupercuțe de pădure, gheață, zăpadă, zăpadă și turtă dulce? Întrebă trage-mpinge. Nu, nu turtă dulce, răspunse Ava. Nuci? Întrebă Chica. Nu, nici nuci, răspunse Ava. Mere? Întrebă groh-groh. Nici mere, răspunse Ava. Nici nuci, nici turtă dulce, nici mere, ci conuri de brad. Înseamnă că pescarul nu se află la miază noapte. Să așteptăm până suflă vântul de la miază zi. Nu te cred, zise groh-groh. Toate astea sunt pure scorneli. Bați câmpii, nu simți niciun miros. Dacă nu taci odată, te muși de coadă, strigă Ava. Liniște, zise doctorul omodoare. Terminați cu cearta, dragă Ava, văd că ai într-adevăr un nas nemaipomenit. Să așteptăm până se schimbă vântul. Acum e timpul să plecăm acasă. Penta tremură într-una și plânge, e frig, trebuie să-i dăm să mănânce. Trage-mpinge, lasă-te jos. Tu, Penta, încalecă. Ava, Chica, haideți după mine!